Unul dintre cei mai apreciați medici din România își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Raed Arafat, fondatorul SMURD, a avut parte astăzi de o surpriză uriașă din partea colegilor. Raed Arafat a fost sărbătorit astăzi de către colegi și prieteni. Echipa sa de la Departamentul pentru Situații de Urgență a intrat în biroul lui cântându-i la mulți ani. Aceștia i-au pregătit nu unul, ci trei torturi pentru ziua sa de naștere. Puneți-vă dorințe și suplați. Trei dorințe, una cu dorințe, una Părintele Smurdului a împlinit astăzi 52 de ani. Raed Arafat este cunoscut în România pentru că a pus bazele serviciului mobil de urgențe, reanimare și descarcerare, considerat unul dintre cele mai performante din Europa. În prezent, el este secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.